Marți, 2 aprilie, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române a avut loc ședința omagială dedicată Zilei Jandarmeriei Române. Ședința omagială a fost transmisă prin sistem videoconferință la toate inspectoratele de jandarmi județene. La sediul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava, la activitate a participat prefectul județului Suceava, Florin Sinescu. Activitatea a continuat cu adunarea festivă a cadrelor unității, unde au fost prezentate mesajele de felicitare primite de la conducerea Ministerului Afacerilor Interne și de la Inspectorul General al Jandarmeriei Române. Cu această ocazie, 6 cadre militare au fost recompensate de conducerea MAI și IGJR pentru modul de îndeplinire a misiunilor și atribuțiilor de serviciu. 3 dintre acestea au fost înaintate în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim în grad. În cadrul adunării festive de la sediul Inspectoratului din ziua de 2 aprilie au fost acordate 6 recompense din partea conducerii Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Din aceste 6, 3 au constituit înaintări în termen, înainte de expirarea stagiului minim în grad. Este vorba de 2 ofițeri și un subofițer.